Додона декларат анул доуми опс фризече анул Штефан чел мари. Там ла дечизия ши астази ам семнат он декрет пентру а деклара анул доуми опс фризече анул Штефан чел мари жестен домнитор ал Молдови. Додон ла фиекари сарбатуари инсемната депуне флори ла монументу лу Штефан чел мари. Донал прославеште пе Штефан чел мари. Апостол домнитор care a știut să țină la statul său, a luptat pentru statalitatea și pentru identitatea noastră moldovenească. Ștefan cel Mare a dus numeroase războaie cu turcii. Toată viața a luptat împotriva lor, împotriva dependenței Moldovii de turci. Dodon spune că nu poate fi președinte la 100%. El este președintele majorității, care sunt creștini. Însă eu sunt președintele majorității. Eu nu pot fi președintele la 100% și niciodată nu a fost. Eu reprezint majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt creștini. Prin urmare, reprezentanții altor religii nu au președinte în Republica Moldova. Pe de o parte. Pe de altă parte, el face aranjamente cu turcii, care nici pe aproape nu sunt creștini. Și dacă să presupunem pe o clipă că Ștefan cel Mare s-a trezit din somnul adânc și vede cum turcii ne repară președinția, cum Dodon se plimbă prin Turcia și cum solii împăratului turc se plimbă prin Chișinău, cum credeți care va fi reacția lui?